Banalul ciulin, denumit popular scăiete, are surprinzătoare calități terapeutice recunoscute de altfel din cele mai vechi timpuri. Compoziția ciulinului stimulează capacitatea de regenerare a celulelor și blochează acumularea de toxine în ficat. Planta este foarte răspândită în locuri necultivate, pe câmpuri și pășuni uscate, pe marginea drumurilor, în zona deluroasă și în cea subalpină. Înflorește începând din iunie și până în august. În scopuri medicinale se întrebuințează partea aeriană a plantei recoltată în perioada înfloririi și când semințele ajung la maturitate. Modalitățile de folosire sunt sub formă de tinctură, de ciulin, de cocct, infuzie, pulbere de semințe măcinate de ciulin. Ciulinul este util în tratarea unor afecțiuni ale ficatului, ale bilei, ale aparatului digestiv, îndereglări ponderale, afecțiuni ale splinei, astenie, hipertensiune arterială, hemoroizi, varice, intoxicație alcoolică, stări de epuizare fizică și nervoasă, deficiențe imunitare, covalescențe, dar și migrene. Armurariul, cunoscut și sub denumirea de ciulinul laptelui, este cel mai cunoscut soi de mărăcine și cel mai utilizat în medicina tradițională. Se folosea în amestec cu coaje de nucă, rădăcini de... Laptele de ciulin a fost utilizat de mai bine de 2000 de ani de vânzătorii de plante medicinale pentru a proteja ficatul împotriva toxinelor și pentru a trata boala cronică de ficat. Studiile au arătat că laptele și semințele de ciulin pot ajuta la regenerarea țesuturilor noi ale ficatului în cazul în care acestea au fost deteriorate și pot aduce și un spor la creșterea producției de bilă, sprijinind procesul digestiv.